Bine v-am regăsit! Personalitate marcantă, Patriciu Barbu a fost principalul organizator și animator al vieții politice, culturale și economice a românilor reghineni în ultimele trei decenii ale secolului XIX. Președinte al Clubului Electoral al Partidului Național Român și al Despărțământului Astrei din Reghin, director al Băncii Mureșene, el a dobândit un renume național, îndeosebi prin participarea la mișcarea memorandistă și condamnarea suferită în procesul memorandului. Patriciu Barbu a frecventat Academia de Drept Germană de la Sibiu. El a putut fi astfel martor la lucrări istorice, diete, care a votat, după veacuri de injustiție și suferință, egala îndreptățire a națiunii române. Mai multe amănunte despre evenimentele acestei zile găsiți pe site-ul nostru jurnalderegin.ro. Sunt Diana Elișiu, vă mulțumesc pentru atenție. La revedere!